Lăudat să fie Domnul, care ne va duce într-o zi la odihna aceea care o așteptăm. Doamne, vino cât mai curând! Dragii mei, în această seară aș vrea să avem un mesaj, o discuție împreună pe tema lucrării profetice, deoarece trăim o vreme de asiduă luptă împotriva lucrării Duhului Sfânt. Suntem loviți, dacă vreți, din mai multe părți. Nu luăm rolul de victimă, ci doar realizăm contextul vremii în care noi trăim. Și într-o vreme când s-au făcut mari greșeli și într-o vreme când diavolul luptă din răzputere împotriva Bisericii lui Dumnezeu, noi vrem să avem un răspuns clar și coerent vis-a-vis de această lucrare frumoasă, care dorim ca Dumnezeu să o sporească în mijlocul nostru, dar care dorim să fie autentic așa cum numai Duhul Sfânt o poate face. Catalistul poate acestor discuții, desigur, ca și noi știți foarte bine, aceste săptămâni care au trecut vis-a-vis de ce s-a întâmplat în America au creat multe probleme, în special pentru bisericile evanghelice care s-au alipit prea tare de fostul președinte al Americii. Pe octombrie 18, 2020, candidatul care, mai bine spus, președintele Americii atunci, care candidat din nou la președinție, a participat la o slujbă a unei biserici numită Biserica Internațională din Las Vegas, unde păstorii acelei biserici au proclamat numele lui Dumnezeu peste el și au făcut fel de expresii profetice asupra vieții dumnealui. În schimb, una din păstorițele asociate pe nume Gulet a avut un mesaj profetic, zicea dumnea ei, pentru fostul președinte, spunând: la ora 4:30, Domnul mi-a zis, am să-i dau președintelui tău un al doilea câștig. Domnul mi-a zis, el este pregătit pentru următorii 4 ani. Desigur, nu a fost singurul mesaj, ci mai multe persoane au îndrăznit în zilele care au trecut, în săptămânile care au trecut, să aibă fel de mesaje profetice vis-a-vis de această lucrare a președinției Americii. Dumneavoastră știți foarte bine cum au decurs lucrurile, desigur, unii au încercat să o întoarcă, de fapt Dumnezeu a dat biruința, numai că oamenii au furat-o, numai dacă Dumnezeu dă biruința, biruința lui Dumnezeu e biruința, ea nu se schimbă că oamenii fac ce fac ei, ci Dumnezeu e atotputernic în veci de veci. Dar realizăm aici că avem o problemă evidentă. N-a fost singurul incident din nefericire, ci mai multe s-au întâmplat și cu ocazia acestor alegeri, mai multe persoane s-au implicat într-un mod în care a lăsat multe probleme pentru ceea ce înseamnă lucrarea profetică. Mai mult, în anul 2020, pe la mijlocul pandemiei, care era începută deja din luna martie, a început să circule un mesaj așa numit profetic pe grupurile de WhatsApp a fiecăruia, răspândit din coace încolo, nimeni nu știa cine era persoana, în schimb, așa spunea acest mesaj profetic prin acest bărbat care îl rostea, anume că la un moment dat, într-o zi anumită, dat ora, mai bine spus data exactă, între orele cu tare și cu tare, solul morții va cutreiera pământul. Oricine va fi găsit afară din casă în acele ore, va muri negreșit, categoric. Și era îndemnul foarte accentuat din partea Domnului, nu cumva oamenii să iasă afară din casă în data de între orele cu tare, ca nu cumva solul morții să-i lovească. Mulți au început să pună întrebări: măi, ce facem? Ieșim afară sau nu ieșim afară? Fiecare și-o continua viața, lucrurile, a trebuit să meargă, să se plimbe încoace încolo și evident că n-a fost o moarte în masă pe fața pământului între orele acelea. Și atunci apar fel de întrebări. Unii vor începe atunci să vină cu fel de atacuri din afara bisericii, spunând: vezi, Duhul Sfânt nu mai lucrează. Odată poate a lucrat, cum zice în Biblie, dar evident că nu se mai întâmplă minuni care odinioară se întâmplau. Aici apare o mare problemă. Dar, dragii mei, mai dureros este când chiar cei dinăuntru încep să facă aceste probleme, anume unii care și-au permis să rostească cuvinte așa zis în numele lui Dumnezeu, când de fapt Dumnezeu n-a vorbit prin ei. Auziți ce spune Ieremia 27 cu versetul 14. N-ascultați de cuvintele prorocilor care vă zic: nu veți fi supuși împăratului Babilonului, căci ei vă prorocesc minciuni. Nu i-am trimis eu, zice Domnul, ci prorocesc minciuni în numele meu ca să vă izgonesc și să pieriți voi și prorocii care vă prorocesc. Un cuvânt aspru și dur, zicem noi, dar observați ce spune Dumnezeu. Nu eu am trimis prorocii aceștia, ei prorocesc, eu nu i-am trimis, nu prorocesc în numele meu. Ei vor să zică că e numele meu, dar nu eu i-am trimis. Și atunci realizăm, dragii mei, de ce vremuri trăim în zilele acestea. Totuși,
Înmulțirea falsului, dragii mei, nu face nimic altceva decât să dovedească realul și să dovedească cât de folositor și important este realul. Fac aici apel la acest exemplu practic, anume valuta și banii care noi îi folosim. Fiecare țară are o valută a ei și fiecare țară folosește bani în bancnotele care sunt printate de guvern. Acești bani sunt autentici. Faptul că sunt bani autentici a dat ca unii, curs ca unii, să creeze bani falși, încercând în felul acesta, fără să fi muncit pentru ei, să-i folosească să-și cumpere cele ce au de trebuință. Ei bine, dragii mei, faptul că există bani falși n-a însemnat că am scos valuta originală din cursul valutar, pentru că asta ar însemna să denorocim economia țării, ci asta a însemnat cu mai multă grijă acum, cu mai multe sisteme de protecție, să căutăm și să identificăm care sunt banii falși și să avem metode să putem dovedi care sunt banii autentici. Nimeni n-a închis o economie pentru că cineva într-o cameră undeva a printat câteva bancnote de bani falși. Ba mai mult, dragii mei, printarea acestor bani falși are capacitate de înșelare doar în măsura în care realul există. Ar fi absurd să meargă cineva la cumpărături cu o bancnotă de 500 de dolari canadieni. Ar râde toți, automat ar fi problema, ar chema poliția pe loc, pentru că banii de bancnotă de 500 canadieni nu există. În schimb, când încerci să falsifici bancnote care există, devine un pic mai greu. Nimeni nu va încerca să facă un fals contra unui adevăr care nu există. Faptul că există proroci mincinoși, dragii mei, dovedește tocmai faptul că există proroci autentici care Dumnezeu i-are, prin care Dumnezeu vorbește și pentru care noi spunem, Doamne, mai lasă astfel de oameni în bisericile Tale. Există, în schimb, o întrebare. De ce ar încerca diavolul să falsifice așa de tare cu asidu luptă lucrarea profetică? Răspunsul este că prin această lucrare Domnul trimite avertizări exacte și actualizate bisericii lui Dumnezeu. În Habacuc 2:1 spunea prorocul Habacuc, m-am dus la locul meu de veghe să văd ce are să-mi spună Domnul și ce m-am răspunde la plângerea mea. Deci, prin lucrarea profetică, Dumnezeu răspunde într-un mod actualizat poporului său pentru situații cu care poporul se confruntă. În schimb, auziți ce spune Proverbe 29:18. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Acolo unde Dumnezeu nu dă descoperiri, acolo sunt probleme. E bine, în era în care noi trăim, contextul, sau mai bine spus, canonul scriptural a fost compus, avem Biblia și noi avem învățătura necesară. Dar observați, lucrarea profetică vine către noi ca să actualizeze aspecte ale cuvântului Domnului care poate noi nu suntem atenți la ele. Dacă veți privi în Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 1, se spune descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care o se întâmple în curând. Deci Biblia în sine este o descoperire a lui Dumnezeu. Deci noi avem nevoie de ea. Cineva spune, de ce mai trebuie prorocie? Auziți de ce mai trebuie prorocie? Pentru că în viața bisericii care are Biblia, e posibil la un moment dat să se întâmple ceva și vine Duhul Sfânt, face radiografie mult mai adâncă și atunci actualizează pentru noi un cuvânt de chemare. Apocalipsa 2:4. Dar ce am împotriva ta, zice unei biserici, este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Duhul Sfânt actualizează mesajul scriptural la nivelul actual al vieții bisericii. Aceasta ne arată, dragii mei, că lucrarea profetică are un scop foarte specific și foarte bine definit. Observați 1 Corinteni, capitolul 14, spune Apostolul Pavel, versetul 3, cine prorocește dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Lucrarea profetică are exponentul acesta specific, ea atinge viața bisericii și biserica are nevoie de lucrarea profetică. Totuși, realizând lupta mare care se dă și falsul care bântuie pretutindeni, din nefericire exacerbat de WhatsApp, de Zoom și de platforme de comunicare care au făcut mai accesibil astăzi fiecăruia să intre în contact cu fel de fel de oameni, apare o întrebare legitimă. Oare cum putem noi identifica prorocii adevărați? Și atunci am intitulat mesajul din această seară, care sunt prorocii adevărați?
Și, dragii mei, nu vreau să o luăm dintr-o perspectivă teoretică, teologică, filozofică, aș vrea să privim cât se poate practic, cu exemple practice din viața bisericii, din viața noastră, care le-am întâlnit și le-am cunoscut. Și astfel, aș vrea să întărim Biserica lui Dumnezeu, să sfătuim Biserica lui Dumnezeu, dar mai mult, să punem accentul pe importanța lucrării Duhului Sfânt în viața bisericii. Riscul este că, încercând să atacăm o problemă evidentă, să sărim într-o extremă opusă, în care să demontăm atunci și lucrarea și nevoia ei. Va fi cea mai mare pagubă dacă într-o zi biserica va spune: n-avem nevoie de lucrarea Duhului Sfânt. Eu spun astăzi răstit și răspicat: avem nevoie de Duhul Sfânt, avem nevoie de lucrarea Duhului Sfânt, avem nevoie de darurile Duhului Sfânt și eu zic: Doamne, mai lucrează printre noi. În România, cu ani mulți în urmă, ne povestea fratele Cornel Bârsan că s-a făcut o întâlnire la un moment dat, pentru că în aceeași comunitate trei denominații au început concomitent: frații baptiști, frații penticostali și frații la cuvântul pe Evanghelie. Și au început o străi împreună, începând să slujească pe Dumnezeu. Au trecut câțiva ani buni și la un moment dat, din aceeași cămăruță unde toate trei denominații se întâlneau împreună la slujbă, frații penticostali erau un număr de 2000, frații baptiști undeva la 200 și frații după Evanghelie tot undeva la 200 și ceva. Și se punea o întrebare acum realmente: ce a făcut diferența ca penticostalii să crească așa de tare și celelalte denominații să nu crească? Prin aceasta nu facem o comparație vis-a-vis de că unii mai buni sau altul. Dar frații între ei discutau, cei care erau în conducerea bisericilor acelea, și a venit răspunsul: diferența a făcut-o prezența Duhului Sfânt. Și frații mei, eu vreau să vă spun, cred din toată inima că Duhul Sfânt mai lucrează și astăzi ca atunci, și astăzi ca în vremea apostolilor, și Duhul Sfânt nu s-a schimbat că s-au schimbat oamenii. Și în ciuda unor falsuri care se fac în ziua de astăzi, n-aruncăm economia lui Dumnezeu pentru că unii vin cu falsurile. Noi întărim lucrarea și spunem: Doamne, mai lucrează printre noi. Dar ca să putem răspunde la această întrebare, îngăduiți-mi pe scurt să facem un sumar a răspunde de unde vine prorocia. Există trei surse din care izvorăște o prorocie și este important să știm aceste lucruri. După ce vom răspunde la această întrebare, venim propriu-zis la întrebarea: care sunt prorocii adevărați? Și vom încerca prin Sfintele Scripturi să încercăm să răspundem la această întrebare. Dacă va trebui să luăm un timp un pic mai lung, vă rog să mă îngăduiți în această seară, pentru că eu cred că este un mesaj important pentru Biserica lui Dumnezeu și aș vrea să putem răspunde corect și coerent la el. Domnul să ne ajute la aceasta. Trei surse ale prorociei. În primul rând, prorocia poate izvorâ din Dumnezeu. Doamne ajută, este sursa care noi totdeauna ne-o dorim. Auziți Numeri capitolul 12 cu versetul 6. Și a zis: ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Sunt metodele prin care Dumnezeu vorbește prorocilor. Nu intrăm acum în mecanica prorociei, dar venim la acest aspect. Sursa din care poate veni prorocia, una dintre ele, este din Dumnezeu. Domnul, prin Duhul Sfânt, inspiră mesaje și descoperiri persoanelor implicate în slujba profetică, iar aceștia au chemarea să transmită mai departe al Domnului cuvânt. Zicea Ezechiel 33 cu versetul 1: cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: fiul omului, spune poporului meu. Observați, Domnul dă prorocia, Domnul dă descoperirea și prorocul are chemarea să o ducă pe mai departe. Mesajele Domnului sunt exacte și fără loc de interpretare. Când vorbește Domnul, nimeni nu rămâne confuz. Auziți două prorocii din Noul Testament. În Fapte capitolul 11 cu versetul 28, unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul Sfânt că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zile împăratului Claudiu. N-a rămas loc de interpretare, n-a rămas confuzie, cum, ce fel, de unde, ce începe, dai foame, dacă e ploaie, dacă e altceva. Nu.
A fost o foamete precum Duhul Sfânt a vorbit prin Agab. Deci, frații mei, când Domnul vorbește, nu există loc de interpretare, nu există loc de confuzie. Totuși, trebuie să înțelegem că fiecare prorocește după măsura credinței lui. Ascultați ce spune Roman, capitolul 12, cu versetul 6, vis-a-vis de lucrarea profetică. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine are o bază mai adâncă în credința în Dumnezeu, va proroci mai adânc. Și cine n-a ajuns la fel de cimentat în credință, va proroci poate un nivel mai superficial. Nu înseamnă că n-a vorbit Domnul, ci realizăm că fiecare proroc operează la o măsură de credință. Fiecare aparat electronic are o măsură de curent care o folosește. Nu toate sunt la fel. Dacă greșești măsura, risc să arzi aparatul. Nu orice aparat poate consuma o măsură de curent foarte mare. Fiecare are transformatorul lui pentru măsura lui de curent. Așadar, fiecare proroc lucrează la nivelul de operare a credinței care o are. Vă dau aici două exemple, cum vă spuneam, vreau să fie și exemple practice ca să arătăm cât de minunat lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fratele Cornel Bârsan ne povestea o întâmplare care dumnealui a văzut-o cu ochii dumnealui. Îl știți pe fratele Liviu Jeniuc, deoarece a fost împreună cu noi la câteva părtășii în anii trecuți. Era împreună cu fratele Liviu și cu fratele Mitică plecat în Arad pentru o seară de rugăciune la Biserica Betel. S-a prelungit rugăciunea și au ajuns înspre seară târziu cu ea. La un moment dat, fratele Cornel Bârsan, având celular, primește un telefon de la sora dragă, Eugeniuc, soția fratelui Liviu, care spunea în felul acesta: grăbiți-vă să veniți acasă. Andrei, băiatul nostru, a avut un accident. L-a lovit o mașină, s-a lovit foarte rău și este în spital. Nu-i spune la Liviu ca să nu-l sperie, dar te rog frumos, faceți cumva și veniți acasă cât mai repede. Fratele Cornel vorbește cu fratele Eugen Micurescu, stabilesc să încheie rugăciunea și pornesc înapoi la drum, înapoi acum spre Botoșani, spre Moldova. În privința aceasta, fiind pe mașină, fratele Cornel spune fraților din mașină, printre care era fratele Mitică, fratele Liviu: auzi, un prieten de-a nostru, copilul unui prieten de-a nostru, este într-o situație mai dificilă. Hai să facem o rugăciune pentru el. N-a menționat cine era, de unde era, atât să facă o rugăciune pentru un copil a unui prieten. Fără să știe fratele Liviu că era vorba de băiatul dumnealui. Au intrat în rugăciune în mașină pe drum și fratele Liviu are o lucrare și spune în felul acesta: copilul acesta este foarte aproape de noi, dar să știți că este ca un mielușel în brațele Domnului, nu se va întâmpla niciun rău. Continuă mai departe drumul lor și zice fratele Cornel Bârsan: auzi, hai să mai facem încă o mijlocire, totuși ne mai rugăm încă o dată, Domnul să aibă milă de copilul acesta. Intră ea în rugăciune și în timpul rugăciunii fratele Liviu oprește: de ce nu mi-ați spus adevărul? Acesta este Andrei, băiatul meu. Frații mei, fiecare proroc operează la un nivel de credință. Fiind mai adânc, operează la un nivel mai adânc. Poate fiind la un nivel mai de început, neavând acea stabilitate în credință, va opera la un alt nivel. Îngăduiți-mă, în contrast cu această lucrare deosebită, să vă spun o altă lucrare foarte frumoasă, dar care n-a fost prezentată în același nivel de adânc. Biserica locală, știți foarte bine că discutăm acum de a ordina niște frați și va fi să stăm înainte bisericii cu dumneavoastră, să fie procesul de votare a bisericii, ulterior să vedem după felul în care Dumnezeu ne va călăuzi. În schimb, prezentasem adunării că acest proiect, dacă vreți, dacă l-am putea numi în felul acesta, această inițiativă a pornit din cauza unor rugăciuni insistente înainte lui Dumnezeu ca Domnul să ne arate pașii următori pentru slujirea în biserica noastră. Anul trecut, în noiembrie, când încă nu discutasem nimic cu biserica despre acest gând care Dumnezeu mi-l pusese în inimă ca și păstor al bisericii, eram la o întâlnire cu vasele de lucru din biserica noastră. Vorbisem doar cu fratele Vasile Hozan și explicasem dumnealui ce aveam pe inimă să fac și ce aș vrea să facem ca pași următori. Una din vasele din biserica noastră, o persoană din biserica noastră, spune în felul acesta: am avut un cuvânt din partea Domnului. Te-am văzut pe tine împreună cu fratele Hozan, dar tu stăteai la o masă, fratele Hozan, de altă parte. În mâna ta erau ca niște piese dintr-un puzzle și încercai să știi unde să le poziționezi ca să fie cât mai bine. Am primit din partea Domnului, continuați să vă rugați că Dumnezeu vă luminează și lucrarea asta trebuie să fie făcută. Dragii mei, n-a fost explicit să-mi spună
Domnul, vezi că e vorba de niște ordinări. Dar este evident că aici era răspunsul care noi îl căutam din partea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, trebuie să înțelegem că fiecare proroc operează la nivelul credinței lui. Să nu ne speriem când cineva va fi mai adânc și cineva nu operează la același nivel. Important e să fie lucrarea Domnului curată din partea Duhului Sfânt și rostită cu autoritate din partea Domnului. Doamne, ajută la aceasta! A doua sursă a prorociei, important să știm acest lucru, este din Duhul omului. Dacă Dumnezeu poate vorbi către noi, omul poate proroci din propria-i voință. Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 20, spune cuvântul Domnului. Dar prorocul care va avea îndrăzneală să spună în numele meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea. Poate că vei zice în inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul? Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, să n-ai teamă de el. Deci mai este o a doua sursă, anume, prorocia poate porni din îndrăzneala unui om. Adică un om face, creează o prorocie pentru beneficiul lui personal, pentru a acuza pe cineva, pentru a mânji pe altcineva, pentru a ridica pe altcineva, sau pur și simplu că vrea el să facă lucrul acesta. În schimb, este un mesaj inventat de om, nu izvorăște din Dumnezeu. Domnul, sau mai bine spus, semnul cel mai corect prin care putem să știm că este de la om și nu de la Domnul, spunea Deuteronom 18:22, prorocia nu se va împlini. Când nu se va împlini ce a vestit, să știi că atunci n-a fost de la Domnul, a fost de la om. Să n-ai nicio teamă că în privința aceasta nu vine de la Dumnezeu. Am avut această nefericită întâmplare, s-o văd întâmplându-se chiar în viața mea. Eram participant cu alți frați slujitori împreună în cadrul unei lucrări. Trebuia făcut o lucrare și biserica aștepta să facă această lucrare. O persoană foarte impacientată a spus că nici de cum nu trebuie făcută lucrarea asta. Domnul stăvădit împotrivă, nici de cum să nu se facă lucrarea. Desigur, fiind călăuziți de Domnul să facem această lucrare, frații slujitori l-au adunat la oaltă, era evident că trebuia făcută. La un moment dat persoana insistă numai decât și trage deoparte o grupă dintre slujitori, eram și eu prezent, și acum spune unul dintre slujitori, am un cuvânt din partea Domnului. Spune fratele slujitor, auzi, spune cuvântul. Uite, așa vorbește Domnul. Și începe și spune acolo o poezie care a inventat-o dumnealui. Ulterior, după invenția aceasta, am conclus cu toți că mulțumim foarte mult de mesaj, putem continua mai departe, apreciem că ne-ai spus, dar încheiem aici discuția. Sunt persoane care vor inventa din mintea dumnealor, din dorințele dumnealor, din ambițiile dumnealor, câte un mesaj profetic care, așa zis, ar veni din partea Domnului. Și dacă prorocesc ceva biblic, dragii mei, adică un fel de îndemn de pe genunchi. Câte unul n-are un mesaj la Domnul, dar el începe, bă, porurile sunt aici, te ridic, te ajut, te binecuvântez. Dacă nu-i de la Domnul, vreau să spun aici, evident, ascultați-mă bine ce spun, se poate să fie de la Dumnezeu, dar dacă nu de Domnul mesaj, și el spune numai îndemnuri biblice, asta tot nu este bine, că nu-i de la Dumnezeu. Auziți ce spune Ieremia, capitolul 23, să vedem cum ar trebui privită o prorocie, că cineva spune, da, auzi, măcar n-am prorocit nimic rău. No, și dacă nu ți-a plăcut ție și nu a fost de la Domnul, măcar n-am prorocit nimic rău. Evident, n-ai prorocit nimic rău, dar ascultă, dragul meu, să știi că acest mesaj nu beneficiază poporul lui Dumnezeu. Ieremia 23 cu versetul 32 spune în felul acesta. Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce prorocesc visuri neadevărate, care le istoricesc și rătăcesc pe poporul meu cu minciunile și cu îndrăzneala lor. Nu i-am trimis eu. Nu eu le-am dat poruncă și nu sunt de nici un folos poporului acestuia. Și dacă unul ar îndrăzni, ferească Dumnezeu, în adunare să spună, poporul, eu sunt Domnul care te-am izbăvit, care te-am mântuit, care ți-am dat sănătate, care sunt cu tine, care te duc în rai, amin. N-a venit de la Domnul, el a spus din autoritatea ei proprie. Dacă ar fi fost îndemnurile acestea, spune, sunt biblice, nu-i nimica rău în asta, zicem noi. Dar spune Domnul, n-are niciun folos pentru popor, că nu Domnul a vorbit, ci omul a vorbit în privința aceasta. Întrebare, este acesta un proroc mincinos? Mulți se întreabă, păi dacă nu a vorbit Domnul, evident, e proroc mincinos. Răspunsul este,
nu este un proroc mincinos, dar nu este un proroc al Domnului, este un om care a vorbit din îndrăzneală. Și acum revenim să răspundem la a treia categorie de unde poate porni prorocia. Și aici este categoria cea mai periculoasă. A treia sursă a prorociei poate să fie de la diavol. Și aici, dragii mei, se aplică sintagma proroc mincinos. Auziți Deuteronom, capitolul 13, cu versetul 1 până la versetul 5. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând, haide-mi după alți dumnezei, dumnezei pe care tu nu-i cunoști, să le slujim, să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știți dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră, din tot sufletul vostru. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți. Versetul 5. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru care v-a scos din țara Egiptului. Dragii mei, aici este a treia și cea mai periculoasă sursă, anume de la diavolul. Adevăratul proroc mincinos, după expresia biblică, este persoana care vestește semne sau minuni prin putere demonică. Și acum auziți-mă bine, și semnele acelea se împlinesc. De aceea este cea mai periculoasă variantă. Un om care prorocește de la sine și nu-i dă Domnul prorocia, inventează, născocește el ceva, n-are niciun efect, ne tulbură, să zicem noi, și ne supără, și nu-i bine, nu-i încurajat, e descurajat, e un păcat acest lucru și spunem nimeni să nu cadă în plasa aceasta. Dar zicea Biblia, acele lucruri nu se vor împlini, evident, n-a vorbit Domnul. Dar când vine dintr-o lucrare demonică, semnele care se vestesc se pot împlini, dragii mei. Dar semnul prin care identificăm că aceștia sunt proroci mincinoși este faptul că dau învățături eretice care cheamă oamenii la alți dumnezei, o altfel de închinare decât a Domnului. Am să vă dau un caz fără vă da prea multe detalii. Un om care o vreme a lucrat într-un mod deosebit Duhul Sfânt prin el, dar ulterior, din cauza că și-a permis niște păcate imorale, a ajuns să fie folosit de diavol și nu mai era folosit de Dumnezeu. La un moment dat, o grupă de frați, realizând că ceva nu bate cu prorocia acestui frate, așa numit, au ajuns în legătură cu dumnealui să testeze oarecum lucrarea. Adunându-se împreună, printre ei era un frate care îl chema Avacum Butucel. Butucel știau toți despre el, dar despre Avacum nimeni nu știa. Avem frați în adunare care toți îi cunoaștem după o așa numită poreclă. Fratele Cosmin Borza, se merite că folosesc numele dumnealui. De fapt, legal este Daniel Borza, noi toți știm de Cosmin. La fel, acest frate avea el un nume al lui, în schimb numele legal era Avacum. Intrând în rugăciune cu acest proroc care acum nu mai lucra Domnul prin el, el începe în versul să prorocească. De pe muntele Carmel se coboară Butucel, iar un glas ne strigă acum, haide vino Avacum. Oamenii au rămas uimiți. Avacum Butucel scoate buletinul din buzunar, frații care erau cu el împreună, măi, pe tine cum te cheamă? Păi Avacum Butucel, uite aici buletinul. Măi, omule, extraordinar. În final, când acest proroc a fost depistat că trăia într-o imoralitate anormală, grosolană, când s-a depistat acest lucru, a fost întrebat, totuși, cum de avea așa detalii? În prorociile lui spunea exact numele persoanelor, adresa de unde veneau, localitatea de unde sunt născute, de unde putea să spună astfel de detalii? La care acest om a spus, în timp ce mă pun la rugăciune, un duh necurat îmi arată buletinul omului în față. Și eu citesc câteva detalii de pe acel buletin. Oamenii au rămas înmărmuriți că le dea detalii personale despre ei. Dar, dragii mei, faptul că îți vestești un semn care se împlinește nu înseamnă că este o prorocie de la Dumnezeu. Pentru că se poate să fie o prorocie de la diavolul, semnul se împlinește, dovada că nu-i de la Domnul, pentru că te va chema la alți dumnezei. Acest om care folosea lucrarea profetică, de fapt, ulterior pe aceea care îi amăgea și ademenea, îi chema să trăiască împreună cu el. Vă spuneam că este un păcat grosolan în care trăia omul acesta. Evident, nu era un om al lui Dumnezeu. Fratele Vasile Hozan spunea foarte frumos, să vă ferească Dumnezeu vreodată să aveți de-a face cu un proroc mincinos.
Noi spunem că dacă cineva n-a prorocit drept, s-a încurcat, păi dacă asta e un proroc mincinos, dragii mei, adevăratul proroc mincinos, cum zicea fratele Ozan, să ne ferească Sfântul Dumnezeu, acești sunt oameni care lucrează prin puterea demonică. Și vreau să vă spun, nu vă lăsați fermecați prin faptul că cineva v-a spus detalii despre viața dumneavoastră. Fratele Grigore Talpo spunea foarte frumos, frate, zicea o soră, dar mi-a zis că am mâncat sarmale. La care el spune, soră, și diavolul, nu știi că ai mâncat sarmale? Ce, e așa o minune că ți-o spus că ai mâncat sarmale? Deci, dragii mei, faptul că ți-a spus și detalii mai intime despre viața ta, asta nu e ceva ce ne uimește. Domnul poate face aceasta, dar nu uitați că și diavolul încearcă să falsifice. Un aviz aici, dragii mei, de aceea creștinii trebuie să fie bine ancorați în Sfânta Scriptură, ca să nu fie duși, iertați-mi expresia, de nas, de orice învățătură. Spunea Pavel în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 14, să nu fim duși încoace, încolo, de orice val de învățătură. De aceea mai devreme spunea, dragii mei, și Domnul a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori, pe alții învățători, ca să desăvârșească biserica, să nu fim duși încoace, încolo, de orice val. Aviz aici, iubiții mei ascultători, dragii mei, nu mai huiduiți slujitorii, nu-i mai comparați cu vedetele care predică pe cine știe unde, că ei au mai multe ratinguri decât păstorii sau lucrători din biserica noastră, că ăștia, afară de Duhul Sfânt, de prorocie, de pocăință, nu știu altceva. Vreau să vă spun, dragii mei, bine zicea păstorul David Wilkinson, oare credeți că diavolul mă pune să vă spun să nu vă mai uitați la televizor? Oare credeți că de la cel rău vorbesc când vă zic să vă îmbrăcați cuvincios? Oare nu Duhul Sfânt vorbește prin noi că ne cheamă la pocăință? Doamne, sfințește biserica noastră și dă-ne harul să trăim sfânta pocăință. Respectați, iubiți și cinstiți slujitorii care Dumnezeu Dumnezeu vi-a dat, dragii mei, nu că am fi noi cineva, ci că prin noi Dumnezeu vă roagă, împăcați-vă cu Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta. Am văzut trei surse de unde pot izvorâ, de unde poate izvorâ prorocia. Și acum revine întrebarea noastră. Unde sau cum putem noi ști care sunt prorocii adevărați? Bun, deci dacă numai una vine de la Dumnezeu, două vin de la oameni sau de la diavolul, acum parcă e disproporțional, e mai periculos. Evident că orice prorocie poate crea un pericol pentru noi. Dar cum am putea avea siguranța că cineva vorbește din partea lui Dumnezeu? Și am găsit în aceste trei versete simple oarecum câteva învățături extraordinare și îngăduiți-mi să mai luăm câteva minute în această seară ca să putem explica pendelete aceste adevăruri care sunt importante pentru noi. În primul rând, dragii mei, prima trăsătură a prorocilor adevărați este că se găsesc în Biserica lui Dumnezeu. Versetul 1, prima parte. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Mi se pare așa de interesant că nu spune în Antiohia erau niște proroci și învățători, ci spune în biserica din Antiohia erau proroci și învățători. Așadar, dragii mei, prorocii aparțin unei adunări locale. Multe persoane au agende cu nume de proroci din toată lumea, dar nici măcar nu știu localitatea de unde sunt acești proroci, dar mai biserica în care ei slujesc. Și aici apare o foarte mare problemă. Ca să putem identifica care sunt prorocii adevărați al lui Dumnezeu, scumpii mei, oamenii aceștia sunt prezenți în adunările lui Dumnezeu, aparțin de bisericile lui Dumnezeu. De ce este important acest detaliu, dragii mei? Pentru că, în primul rând, aceasta biserică, Biserica lui Dumnezeu, creează un cadru de protecție pentru cei care îi aparțin. Auziți ce spune Apostolul Pavel în Fapte, capitolul 20, cu versetul 27. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vărâ în turmă între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula în mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase. Dragii mei, motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit biserica locală este să creeze un cadru de protecție pentru membrii care îi aparțin. De aceea suntem chemați să nu părăsim adunarea noastră. Nimeni nu poate supraviețui de unul singur, afară de părtășia, comuniunea, protecția care Dumnezeu o îngăduie în biserică. Acesta este formatul care Domnul a stabilit, nu noi. Și aici să ne dea Dumnezeu înțelepciune să prețuim biserica lui Dumnezeu. Ea creează un cadru de protecție.
Dar mai mult, ea dă un loc de referință, dragii mei. Ascultați în Fapte, capitolul 15, ce spune în versetul 23. Și-au scris astfel prin ei, apostolii, prezbiterii, frații, către frații dintre neamuri care sunt în biserica din Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Deci, conducerea bisericii din Ierusalim scrie acum conducerii bisericii din Antiohia. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbele lor și v-au zdruncinat sufletele zicând să vă tăiați împrejur, să vă păziți legea, noi, după ce ne-am adunat cu toți la oaltă și cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni să-i trimitem la voi împreună cu preibiții noștri, Barnaba și Pavel. Și acum auziți în versetul 27, am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai același lucru. Iuda și Sila vin cu împuternicirea bisericii din Ierusalim. Există un punct de referință, dragii mei, și când ajung în biserica din Antiohia, nu sunt clandestini veniți, ei aparțin unei biserici. De aceea, prorocii întotdeauna, dragii mei, aparțin unei biserici locală. Aveți mare grijă la prorocii care nu vă pot da adresa exactă a bisericii de unde fac parte, numele și numărul păstorului. Am fost sunat de o persoană la un moment dat care vrea să-i trimit niște bani din România. Frate-s foarte bolnav, vă-s cu picioarele schinuit foarte rău, te rog frumos, dacă nu puteți, dați-ne și nouă ceva bani. Și pun o întrebare legitimă. Auzi, frate, dar eu întreb, din care localitate sunteți? Păi eu sunt din localitate cutare. Și la care biserică mergeți? Oh, frate, păi știi că de fapt e o biserică undeva, dar noi acolo am fost, acum n-am mai putut că suntem bolnavi. Bun, eu înțeleg că na, sunteți bolnavi și noi avem oameni care sunt bolnavi și nu pot veni la biserică regulat. Noi ținem legătura cu ei. Dar întrebare, care e păstorul dumneavoastră? Ah, frate, că de fapt și aici e un pic complicat, că nu pot să vă explic exact, că nu știu cum să vă zic, dacă vreți, poate sunați la vărul meu care... Nu, frate, te-am întrebat unde e biserica și unde e păstorul la care mergi. Am nevoie de o referință, nu trimit bani la oricine. Dacă vreau să ajut, ajut pe cineva care e legitim. A, frate, știi că, na, dacă vrei și ai pe inimă, fă o faptă bună, dacă nu, na, nu. A, frate, numai dăm numele și biserică, atâta, nu altceva. N-a putut să mi-l dea. Acum, dragii mei, n-ar de face cu prorocia asta, o vrut bani omul. Dacă noi pentru banii vremelnici cerem atâtea informații ca să ne asigurăm că e un caz legitim, dar mai pentru bogățiile eterne care vin din Duhul Sfânt, credeți că n-ar fi bine să ne informăm? Dragii mei, aviz, grijă la prorocii care prorocesc la toate întâlnirile private pe oriunde, dar n-au nimic de a face cu o biserică locală. În biserica de unde așa zis ar aparține ei, nu prorocesc, nu-i auz, nu participă. Dragii mei, avem nevoie de o lucrare curată din partea Duhului Sfânt. Doamne, ajută la aceasta! Dacă vreți, identificăm adevărații proroci. În primul rând, aparțin adunărilor locale, bisericii locale. În al doilea rând, acești proroci sunt cunoscuți pe nume. A doua parte, versetului 1. Erau Barnaba, Simeon, Niger, Manaen și Saul. Acești oameni erau oameni care lucrau împreună. M-am întrebat de ce le dă Dumnezeu numele. Putea să spune, erau un grup de slujitori proroci în biserica din Antiohia. Doamne ajută! Îi treaba bisericii lor cine și cum îi cheamă pe ei. De ce ne dă Dumnezeu detalii nouă? Dar observați, dragii mei, Biblia exprimă numele acestor oameni. Biblia n-a încadrat acești oameni într-un o agidă a anonimității, ci i-a menționat explicit ca să nu fie confuzie despre cine este vorba. A coborât din Iudeea un proroc pe nume Agab, ca să știm cine este, să știe biserica, să știe frații, prorocii au nume, dragii mei. Și vreau să vă spun că adevărații proroci sunt cunoscuți pe nume. Feriți-vă de prorocii anonimi pe care nu-i știți nici dumneavoastră și nu le cunoașteți nici măcar numele. Auzi, frate, cum te cheamă pe tine? A, nu contează, eu sunt robul Domnului. Auzi, frate, eu am citit în Biblie că robii Domnului au nume. Iuda, rob și apostol al lui Iisus Hristos. Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos. Iacov, rob și apostol al lui Iisus Hristos. Robii Domnului au nume. Cum te cheamă? A, frate, asta nu chiar contează foarte mult. Aveți mare grijă la oameni care, așa zis, nu vor să se legitimeze. Adevărații proroci au nume, dragii mei. Și motivul pentru care au nume, eu pun o întrebare. Oare de ce nu s-ar, așa zis, legitima cineva? Care ar fi frica? Oare dacă întrebăm de numele ăsta, aflăm ceva ce n-ar fi bine să aflăm?
Oare se întâmplă că aflăm ceva ce necunoscut și n-ar fi bine să iasă la iveală? Adevărații proroci nu se tem să fie cunoscuți pe nume. Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu, au un nume, biserica îi cunoaște și dacă merg altundeva, numele lor are un punct de referință. Aveți mare grijă la persoanele care vin anonim. Merg fel de fel de prorocii și Doamne iartă-mă, frații mei, și vă rog din toată inima să nu îndrăznească careva să ia lucrările Domnului și să le încarce pe YouTube și pe cine știe unde. N-aruncați mărgăritare porcilor, dragii mei, pentru biserica a dat Dumnezeu prorocia, nu ca să-și bată joc nelegiuiții și ne deați împrejuri că Dumnezeu vorbește la pocăiți, să ne dea Dumnezeu înțelepciune aici, dar merg fel de fel de prorocii, pe WhatsApp, pe toate. Dar cine e persoana asta? Nu știu, dar măi, ce lucrare interesantă, ai auzit ce lucrare? Mă, dar cum îl cheamă pe ăsta? Nu știu că am primit-o și eu. Și ăla de unde a primit-o? Păi și el a primit-o, dragii mei. Feriți-vă de prorocii anonimi. Oamenii lui Dumnezeu au nume. Dumnezeu îi cunoaște. Le-a dat nume Dumnezeu, scris în cartea vieții mielului, dar ne teme să ne cunoască cineva numele? Nu ne lăudăm, ci este un punct de control. Doamne, dă-ne înțelepciune la aceasta. Mai departe, dragii mei, oamenii adevărații proroci sunt oameni care slujesc Domnului. Versetul 2. Pe când slujeau Domnului, prorocii adevărați slujesc lui Dumnezeu. Mie asta îmi spune, dragii mei, că există o conduită separată, aparte, care o au prorocii lui Dumnezeu. Un frate mai în vârstă merge într-o altă biserică împreună cu alți frați și pentru că era un pic mai în vârstă, mai matur, frații din biserică au zis, mă, sigur fratele ăsta poate să dea și el un îndemn. Și îl cheamă în față la amvon. În timp ce stă în față la amvon, pornește o prorocie pentru dumnealui din sală. Fratele, acum fiind un pic curios, venit nou în biserica aceea, musafir, deschide ochii să vadă cine îi prorocește. Spunea dumnealui ulterior, mai era o soră, părul tuns aproape la zero, sprâncenele smulse, ruși pe buze, așa ceva n-am văzut în viața mea. Și prorocea femeia asta, bărbatule, ți-am dat o sabie în mână, să tai, să nu cruze, la Domnul ți-am dat-o. Fratele nostru când s-a ridicat să dea și el îndemnul lui, spune, soră, ai zis că mi-a dat Domnul o sabie, apoi pe tine te tai prima dată. Dragii mei, vreau să vă spun ceva, prorocii lui Dumnezeu au o conduită care este corespunzătoare cu a unor proroci a lui Dumnezeu. De altfel, nu cred că se poate cineva să fie un creștin, dragii mei, și să n-aibă o conduită corespunzătoare. Hristos ne-a sfințit ca să fim separați de lume și zic Domnul să ne ajute la aceasta. Dar iubiții mei ascultători, un frate proroc cu frizuri ciudate și cu manierisme de stradă sau o soră proroc care este îmbrăcată cu haine neadecvate sau cere atenție la exterior, eu vreau să vă spun că mie îmi ridică mari semne de întrebare ce este cu persoana aceea. Dumnezeu nu se blochează în cum arătăm noi. Cineva spunea, frate, dar și prin măgărița lui Balaam a vorbit Domnul și o pun o întrebare. Și noi oamenii, la nivel de măgărițe ne coborâm. Oare nu putem urca un pic mai sus? Doamne ajută-ne să trăim sfințenia. Adevărații proroci al lui Dumnezeu, dragii mei, au o conduită care corespunde cu Sfânta Scriptură. Ei slujeau Domnului. Și mi-am pus o întrebare, oare ce să însemne expresia slujeau Domnului? Și fără a deveni ultra teoretic sau altceva, ascultați-mă doar trei lucruri foarte pe scurt. Ce înseamnă să slujim lui Dumnezeu? 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 1. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Adică mie asta îmi spune că un proroc care slujește Domnului stă sub autoritatea slujitorilor bisericii locale. El se poate supune păstorilor, comitetului, el nu încalcă rânduiala bisericii că el e proroc, ci el lucrează concomitent cu slujitorii bisericii. Am mai găsit în alt pasaj care ne învață despre ce înseamnă a-L sluji pe Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 34, cu versetul 33. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură despre ceea ce înseamnă ca noi să îl slujim pe Dumnezeu. 2 Cronici 34, cu versetul 33. Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului. Adică un proroc care slujește lui Dumnezeu nu va avea idolași, idoli și alte lucruri care corup viața. Ăsta are o viață cu adevărat sfântă și pusă deoparte pentru Dumnezeu. Aia înseamnă să slujești Domnului. Matei 6, cu versetul 24. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona înseamnă avuțiilor, banilor. Dragii mei, vreau să vă spun, proroci foarte buni, foarte buni, au fost corupți din cauza lăcomiei de bani.
Și vreau să vă spun că un proroc care slujește lui Dumnezeu, el nu se uită la bani. El nu îți va da o prorocie bună că i-ai dat niște bani în plus sau i-ai dat bani. El nu se încurcă cu astfel de lucruri. Prorocii care slujesc lui Dumnezeu au o integritate extraordinară. Doamne, ajută-ne la aceasta! Uitați-vă cât de analizați și de urmăriți sunt purtătorii de cuvânt ai președintelui Americii. Manierismele, îmbrăcămintea, răspunsurile, tonalitatea cu care vorbesc, totul este analizat pentru că ei sunt purtătorii de cuvânt al președintelui Americii. În camera de presă, ei vorbesc cu presa. Oare cum ar trebui să arate purtătorul de cuvânt al Dumnezeului Universului, dragii mei? Dacă nu la cel mai înalt standard, Doamne, sfințește toți prorocii. Adevărații proroci slujesc lui Dumnezeu. Al patrulea rând, adevărații proroci practică disciplinele spirituale. Ei slujau Domnului și posteau. Dragii mei, sunt mai multe discipline spirituale. Post, rugăciune, citirea Bibliei, închinare, multe altele. Adevărații proroci practică disciplinele spirituale. Anume, fă-ți timp să vorbești cu Dumnezeu. Zicea Habacuc, m-am dus la locul meu de strajă să văd ce are să-mi spună Domnul. Și ce înseamnă asta? Timp. Trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu, să aștepți să dea Dumnezeu un cuvânt. Dar nu vine pe loc că te-ai pus tu pe genunchi, auzi, ești marele proroc care îți vorbește Domnul. Ia timp de rugăciune, ia timp de insistență, apropiere de Domnul, ca Dumnezeu să dea un cuvânt. Acești oameni, prorocii din Antiohia, posteau înaintea lui Dumnezeu. Aveți foarte mare grijă. Comparați două ipostaze. Suni la un vas al Domnului, spui că ai nevoie de o nevoie, o prorocie, o cauză, pui înainte lui Dumnezeu. Și spune persoana, hai să ne rugăm, să roagă-te la telefon, nici n-apuci bine să spui două cuvinte și este o prorocie. Eu nu contest că Dumnezeu poate vorbi, dragii mei, dar eu vreau să vă spun ce am învățat din experiența slujirii și din cuvântul lui Dumnezeu. Ia timp ca să stai înainte lui Dumnezeu. Asta nu vine la foc automat că am venit noi în fața Domnului ca și cum Dumnezeu, dacă noi am venit, o prioritate că am venit noi. Ia timp să stai înainte lui Dumnezeu. Iisus Hristos, dragii mei, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu, petrecea ore în rugăciune și o zic cu toată rușinea, eu nu petrec atâta, dragii mei, și asta e rușine mie. Și rușine nouă, iertați-mă, care nu stăm cât ar trebui în fața lui Dumnezeu, dar așteptăm la loc comandă Dumnezeu să vorbească atunci când sunăm. Prorocii din Antiohia au înțeles că au nevoie de post ca Domnul să dea mari biruințe și aviz. N-au întrebat pe Domnul, dragii mei, auziți ce spune Biblia? Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis. N-au întrebat ei pe Domnul, ci Domnul le-a vorbit. Când ești în așa o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu începe să-ți vorbească. Mi-aduc aminte de fratele Eugen Nicurescu, care ne spunea că atunci când a vrut să se căsătorească, a vrut să întrebe pe Domnul. Și s-a dus la fratele Todereaș din Izvin, un proroc bun al lui Dumnezeu, să-l întrebe pe Domnul oare cum să facă. S-a dus împreună cu tânăra care vrea să se căsătorească, fratele Eugen, și când ajunge la fratele Todereaș, îl aștepta afară. Frate Eugen, bine că ai venit, te-am așteptat toată ziua. Dar frate Todereaș, de unde știu că vin? Frate Eugen, Domnul m-a sculat aseară și mi-a spus, vine la tine Eugen Micurescu, are o întrebare. Când va ajunge la tine, spune-i că răspunsul îl va găsi în versetul 11 de unde va deschide Biblia. Astfel să faci. Frate, te-am așteptat, am sunat la lucru, toată ziua am stat să vii. Acum, repede, ne rugăm că eu n-am timp, eu trebuie să plec. Frate a rămas uimit. Se pun la rugăciune, deschide Sfânta Scriptură, pune degetul și uite versetul 11 din Ieremia 29, căci eu știu gândurile care am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de norocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dragii mei, astfel de lucrări am vrea să vedem, astfel de lucrări vrem să le simțim, dar astfel de lucrări vin când stai în părtășie cu Domnul, în rugăciune, în Duhul Sfânt. Doamne, sfințește vasele de lucru. Adevărații proroci sunt oameni care au timp de părtășie cu Dumnezeu. Aș vrea să spun, măcar că nu este o regulă, parcă am aștepta Domnul să vorbească din timp până să ajungă cauza, dovedind că Dumnezeu care veghează și cel ce vorbește. Ultimele două puncte și încheiem, dragii mei. Prorocii adevărați prorocesc mesaje de ordin spiritual. Versetul 2, ultima parte. Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Urmăriți prorociile Vechiului și Noului Testament și observați pentru ce a vorbit Dumnezeu. Covârșitor ar de-a face cu probleme spirituale. După postul lui celor proroci din Antiohia, eu mă gândeam că putea să zică Duhul Sfânt, auziți,
La Saul o să-i dau un cort nou, că doar lucrează cu corturi. Pe Manaen îl punem înapoi în slujbă cu cârmuitorul Irod. Și la Luciu poate o să-i dăm lui să preia biserica, că el de fapt vine în Cirena, a fost fondatorul bisericii. Putea să facă Duhul Sfânt, dar dragii mei, Duhul Sfânt a vorbit în termeni spirituali. Puneți-mi deoparte Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Avem Scriptura care ne învață ceea ce trebuie să facem, dar avem marele har, dragii mei, ca Dumnezeu să actualizeze bisericii nevoile spirituale care le are. De aceea spunea în 1 Corinteni 14 că Dumnezeu vorbește prin prorocie pentru sfătuire, mângâiere, îndreptare, îndemnare. Asta face prorocia între noi. Auziți un verset care pe mine m-a pus foarte mult pe gând. Luca 12 cu versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omul i-a răspuns Iisus: Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Mi se pare interesant. Noi spunem că doar Dumnezeu se implică în toate domeniile vieții noastre. Amin. Așa este. Dar observați o problemă, Doamne. Vino și împarte business-ul cu noi. Am lucrat de ani de zile, vreau să spun, știți cum o traduc în termeni moderni? Doamne, să cumpăr casa asta sau nu? Doamne, să fac investiție sau nu? Doamne, să mă mut de aici și acolo sau nu? Nu zic că e rău, propriu zis, dragii mei, dar observați că Duhul Sfânt are un scop de a vorbi nevoilor spirituale în primul rând, nu a celor pământești. Și ulterior, că ne vorbește și la case și nevoi, ăsta e mărețul har al lui Dumnezeu. Gândiți-vă că mergeți până la doctor. Luăm un caz ipotetic, Doamne ferește careva dintre noi în cazul acesta. A ajuns la doctor că de câteva zile ai o pată ciudată pe partea dreaptă a burții. Și nu știi ce cu pata aia, merg la doctor să facă investigații. Doctorul face investigații ca ulterior să afle că de fapt e cancer la plămâni. Dragii mei, vă întreb, ce va trata doctorul? Pata aia pe piele sau cancerul de plămâni? Automat cei mai problematic ia precedență în fața doctorilor. Și eu vin, merg în fața lui Dumnezeu: Doamne, să cumpăr casa sau să nu o cumpăr? Când în tot timpul ăsta eu n-am părtășie cu Dumnezeu, eu nu mă duc la adunare, eu mă scald în fel de fel de probleme, Duhul Sfânt îmi știe nevoile spirituale, eu întreb, la ce ar trebui să răspundă Duhul Sfânt? La nevoi pur și simplu arbitrare pământești sau la nevoile spirituale? Îmi doresc din toată inima să mai aud pe Duhul Sfânt vorbind în adunare prorocii clare care cheamă biserica la pocăință. Când atâta nevoie este de pocăință între noi, dragii mei, oare Duhul Sfânt n-ar de vorbit în dreptul nostru? O, Doamne, mai vorbește prin Duhul Sfânt în adunare, că dacă va intra între voi un om care n-are daruri sau este necredincios, auziți, nu-i va spune Domnul că îl face capitan în armata careva, ci va spune Dumnezeu tainele inimii lui și va cădea cu fața la pământ și va spune: Domnul este între voi, măriți să fie numele Domnului. Și în ultimul rând, adevărații proroci respectă rânduiala bisericească. Versetul 3. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Puteau să spună, stai un pic, dar dacă noi am postit și prorocia prin careva din ei și-au zis Duhul Sfânt, puneți-mi deoparte Barnaba și pe Saul, păi ce mai pune mâinile peste ei? Noi am prorocit, a venit prorocia, evident că gata, Doamne ajută, merg la lucru. Au respectat rânduiala bisericească. Fapte, capitolul 6, cu versetul 6. I-au adus înaintea apostolilor pe cei 7 diaconi, după ce s-au rugat și au pus mâinile peste ei. Dacă rânduiala bisericii a spus că trebuie puși înaintea Domnului, acești proroci au respectat rânduiala bisericească. Mi-aduc aminte că vorbeam și cu fratele Hozan și alți frați care ne-au povestit întâmplări groaznice, unde câte o persoană care, la un moment dat, Dumnezeu a vorbit prin persoana aceea și a permis ca ulterior să țină biserica ostatică prin prorocie. Numai când prorocea persoana se făcea cina Domnului, numai dacă prorocea persoana se făcea ungeri cu un de lemn, numai dacă prorocea persoana se cânta sau nu se cânta. Dragii mei, toți prorocii trebuie să înțeleagă că Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii și al ordinii și în biserica lui Dumnezeu, Dumnezeu stabilește ordinea. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Dumnezeu nu este neorânduială, ci este numai rânduială. Măriți să fie în numele Domnului. În încheiere, scumpii mei, aș vrea să vă îmbărbătez și să vă las un cuvânt de încurajare. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, încă vorbește și în ziua de astăzi. Mai sunt proroci adevărați prin care Dumnezeu vorbește. Și pentru că unii
au îndrăznit cu obrăznicie să spună acum să se dea socoteal de prorocii care s-au spus încoace și încolo. Vreau să vă dau socoteal de o prorocie care a vorbit-o Dumnezeu și care s-a împlinit în următoarele ore, dragii mei. Și nu acum 60 de ani, ci anul acesta. Eram la începutul anului în adunare și vă duceți bine aminte care ați urmărit programul că a fost o prorocie în România printr-un vas al Domnului care îl cunoaștem, îl cheamă Oti Biro. Acest bărbat al lui Dumnezeu a avut un mesaj pentru biserica noastră și mesajul spunea că biserica să intre în rugăciune, să stea înainte lui Dumnezeu, să ia hotărâri noi, pentru că se dezlănțuie o furtună și dacă biserica se va ruga, Domnul are puterea să schimbe un steag de doliu în steag de biruință. Știți că ne-am rugat în seara aceea, am spus bisericii să insistăm și acasă cu familie când vom ajunge la anul nou. În următoarele ore, după ce a fost aceea descoperire și am spus-o înaintea bisericii, sora Simida Toma mi-a trimis un mesaj a doua zi, spunându-mi în felul acesta: frate Andrei, dacă aseară biserica nu se ruga, să știi că eu muriam. Noi am fost familia din prorocie. Încă nu începuse să fie chiar așa de rău în dreptul sorei Simida, dar pentru că se simțea mai rău, în noaptea aceea, la ora 2 și ceva dimineața, a plecat la spital cu ambulanța. Când a ajuns la spital, a intrat în inconștiență din cauza greutății de sănătate. Și doctorii apoi au spus că 15 secunde inima ei n-a mai bătut. În schimb, după 15 secunde, Dumnezeu care a vorbit a dat start înapoi inimii surorii și astăzi încă este în viață, dragii mei. Pentru că atunci când Dumnezeu vorbește prin proroci adevărați, prin Duhul Sfânt, Dumnezeu împlinește cuvântul Lui și o zic: mărit să fie numele Domnului. Să nu ne măgulim că dacă sunt multe falsități, Dumnezeu mai vorbește. Are Dumnezeu încă oameni care nu și-au pătat nici haina, nici cugetul și încă sunt oameni sfinți al lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să discernem și să evaluăm corect după Scriptură care sunt adevărații proroci al lui Dumnezeu. Și mă rog din toată inima, Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.